Da. Bună ziua, sunt la serviciu SC Artis. SC Artis, șeful, da? Da. Și cu domnul Mitică. Neamitică, pui acolo, la, pui la Neamitică. La Neamitică. Domnul Mitică, cum vrei. Da, la Neamitică, să dai aici la... Păi lasă Neamitică, că nu... Ca să știe lumea, la SC Artis, pe centură, undeva vis-a-vis de Pecu... Vis-a-vis de Peco, după partea stângă de la Angrosiștii. Peco pe stânga și imediat pe partea dreaptă. Atelier aici, service. Audi. Am venit cu mașina la cu Supernova. Să-i sudez scaunul. De scaunul că l-am luat. În bună stare. Sudură cu autogen, deci la Neamitică, întrebați aici de Neamitică, SC Artis. De la Angrosiști, de la Pitești, după curba aici, vis-a-vis de pe ăsta care e pe stânga, la vreo 400 de metri. Da, sudură ca lumea aici. Întărită și pe dedesubt. Suportul ăsta care e. De sudură la mașină, am văzut că au pus și aripi. Au pus și aripi aici, așa frumos, o aripi. Toată tinichigeria faceți aici. Tinichigeria, da. Tinichigerie, vopsitorie. A, și toate. Și tinichigerie și vopsitorie. Și vopsitorie, și electrică, de toate. Și electrică, a, foarte bine. Absolut. La SC Artis. Da, un număr de telefon? Să poți sună eu, mamă, că oricum trebuie să-l trec și pe... Și îl dau și omul va contactează după film. Îi dai telefonul meu. Da, m-a sunat dumneavoastră la 8. Da. O să pun eu telefonul de contact. O să domnul pun... La domnul Nelu. Da. Da. Păi, dar trebuie să apare și dumneavoastră să știi cu cine ar da. Hai mă, lasă dreacu cu apărit. Nu, gata, nu apăresc. Dar vă dau numărul lui domnul Nelu. Veniți aici la tinichigerie, deci calitate garantată, prețuri foarte bune. Aici cu totul, tinichigeria, vopsitoria și electrica. Acum să repar scaunul, că mâine se răspăre la scurtie. Păi ce, că m-au zis pe spate, nu mai vedem de mers. Mi-am luat și o oglindă. A uitat o oglindă cu prindere ca lumea. Asta s-o dau jos, care o prindere asta. Asta care am luat-o e cu o prindere mai șmecheră, așa. Deci asta vine așa. După ce mă întâi suportul. După ce mă întâi suportul. A, la suport vine așa. Canturile astea, la oglindă. Vine frumos și se prinde așa frumos, nu mai întreb. Deci ați reținut la domnul Nelu aici veniți. Vă dau un număr de telefon. Faceți lucrare bună. Mașinile m-am nevoie de grijă. Am văzut că ați făcut și aripa aia frumoasă, mi-a plăcut. Aripa aia ieri când ați făcut-o. Păi cred că o fac și eu. Dacă nu mai ține aia de fibră, o dau jos. A, stați ca să vă arăt eu unde am de fibră ruptă. Ia veniți încoa. Să vedeți ce făcătorie mi-am. Uite acolo sunt mașină. I-a ridicat-o la servici și s-a rupt fibra aia. Ia să vedeți. Ce da, putem să-i facem? Trebuie tăiat și făcut din nou. Păi da, dar are fibre până aici. Până aici. Păi e făcută de fibre, da. Acolo trebuie tăiat, curățat și pus sepetic. Făcută din nou. Și dăm jos fibra toată? Păi da, că aia ce să mai faci cu ea? Nu, zic și pe aici, dăm fibra? Păi dacă e mâncată și dacă se duce... Păi, acolo, până când nu vezi ce e aici, ce să poți să faci? Păi așa, să... mai bine o fac din nou cu... Cu tablă, ca lumea să... Deci, eu ce spun, o faci cu tablă, ca să țină. Ca să țină. Că fibra asta ai văzut, ai băgat clicul sub ea, s-a da. Dus. A. Eu cred că dacă era iepurile mai mare care am dat noi alardere peste el, rupea și fibră și tot. Da. Dar o afacere e de-asta, de pragul ăsta, de aici până aici. Îmbrăcat tot frumos, cât marcul ăsta. O vede, dar de așa, ca idee, așa, să știu cum mă pregătesc eu.
Deci, o jumătate de metru așa, o jumătate de metru așa. Când nu vedem și dacă este, când e treaba de cumpărăm, să avem noi tablă. Să ne ducem și cumpărăm tablă. Noi nu facem, nu punem din orice tablă. Punem tablă de 1. De 1. Ca să aibă rezistență. Tablă de 1, da. Că de, eu pot să tai dintr-o față de ușă, dintr-o ușă de asta. Da, eu subțin. Și ți-am dat cu ea și peste o lună de tine, nici o jumătate de an vii înapoi bănânia te-a dus, s-a dat de aia. Și punem tablă de 1. Păi tablă de 1 ca să faci treburi. Și aia nu se mai rupe. Păi e mult mai groasă față și de plan, tabla de prag. Am înțeles. Așa da, păi de-aia arăta aia frumos ăla. Păi, pragul ăla a făcut acolo. Deci nu-i punem, aripa. Ce facem, să zici, băi, fac, îi pui tablă, tai tablă de asta și îi pui de la o ușă, nu? Da, da. Păi nici nu pot să trage, nu pot să fac și eu să sudez. N-are siguranță, nu? Păi da. Stabilitate, n-are durabilitate. Am înțeles. Scaunul ăsta îți merge Cristian la el? Scaunul? La ăla, merge Cristian, merge scaunul în față, da, spate tot? Da, da, am, merge tot, am văzut că merge, da. Bine, atunci. Da, l-am tras tu și acolo. Merge, merge. Da, da. Uite, șeful mă ajută să-i aduc și eu, să repară și ușa asta. Și îi fac publicitate aici, așa. Că șeful repară și uși. A rămas blocat, domne. Nu știu, am impresia că eu am auzit că au coborât extraterestri pe pământ. Și ăștia își bagă coada pe dărând extraterestri ăștia. Cred că au umblat pe la ușile mele pe aici noaptea când dormeam eu. Poftiți? Da, 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 da. Mai merge așa. Cât de cât așa. Așa mă, pare și frumie, că nu mă pricep deloc. Eu sunt cu gândul la sfârmie. Deci scaunul e aproape focus. Mai dă sudură pe dedesubt? I-a dat. I-a dat, a terminat. Da. Trebuie să răcească. Aici e, bă, că e super solid ăsta. Trebuie să întărească ăsta, nu? Să răcească. Și mai trebuie îndreptată la altul, nu? Da.